Centrul de transfuzii sanguine Giugiu din incinta policlinicii a avut activitate intensă în această dimineață. Mai mulți tineri giugiuveni s-au prezentat la centru pentru a dona sânge, având în vedere nevoia acută de sânge din spitale. Motivați, tinerii au completat formularele obligatorii și au efectuat analizele de specialitate, după care, plin de voință și curaj, au donat câte 400 de mililitri de sânge. Am înțeles că există un deficit de sânge la Centrul Județean de Transfuzie și am răspuns prompt acestei solicitări de a veni în sprijinul Centrului Județean. Și nu numai. Este de a dona sânge înseamnă să salvezi o viață, două, trei. Ne gândim în primul rând la cei suferinți, la cei care au probleme într-adevăr de sângele nostru și cei care sunt în dificultate. Voi nu sunteți la prima donare? Nu, suntem deja la a treia donare. În fiecare an ne-am făcut deja o tradiție, chiar de două ori pe an, dacă este cazul, și o să venim ori de câte ori este nevoie de sprijinul nostru. Potrivit statisticilor, unul din 10 pacienți care ajung la spitalele din România are nevoie de sânge sau de produse derivate din sânge, iar România este pe ultimele locuri în ceea ce privește donarea benevolă de sânge, multe intervenții chirurgicale din țară fiind amânate.